Dumneavoastră, vă gândiți candidați la funcția de președinte al Republicii Moldova în cadrul alegerilor prezidențiale din acest an, mai exact, toamna acestui an? Nu, negoță. Au fost anunțate alegerile. Deocamdată nu. Atunci, știți când mi-am înaintat eu candidatura la funcția de primar general în municipiul Chișinău? Când? Imediat ce am obținut acest... Am insistat, am făcut presiunile unei opoziții serioase, sănătoase și am obținut această posibilitate. Imediat s-au declarat că se vor desfășura. Și puneam atunci cu un handicap mare. Aveam 2,5%. Nimeni nu credea că se poate. Și s-a putut. Ceea ce pot să vă spun astăzi, punctual la întrebarea dumneavoastră, ca să nu întindem foarte mult, este că sunt pregătit pentru a participa. Și bineînțeles, niciodată să nu spun niciodată. Mai ales în condițiile în care nu avem o certitudine cu privire la acest exercițiu. Dacă și veți participa la aceste prezidențiale, o veți face independent? Și dacă voi participa și în ce calitate voi participa, cum voi participa, sunt sigur că dumneavoastră puteți fi primul care să afle.